Salut! Ui, astăzi este 8 mai 2023, ora 12 și 10 minute la mine în Spania, ora Madridului, și eu am început să creez o pagină dedicată paginii de discuții de pe contul meu din Wikipedia, pagina de pe secțiunea în limba română, pentru că eu sunt logat pe Wikipedia în spaniolă din data de 10 iunie 2017, de la ora 10 seara, iar pe Wikipedia în limba română pe 11 iunie 2017, la ora 7:44, nu, cred că un pic mai devreme, cred că atunci mi-au dat utilizatorii de pe comunitatea în limba română, cred că atunci mi-au trimis mesajul ăsta. Vă mulțumim că v-ați înregistrat ca utilizator, sperăm că va fi o colaborare așa în felul. Da, deci când m-am logat eu pe Wikipedia, prima dată m-am logat pe Wikipedia în limba spaniolă, pentru că aici, în Spania, trăiam și din Spania aveam nevoie să înțeleg, adică aveam nevoie să înțeleg lucrurile din Spania, legile din Spania, tot ce are de înțeles un spaniol, care un cetățean spaniol care trăiește în Spania. Eu nu sunt cetățean spaniol, dar lucram și trăiesc și locuiesc aici. Bun. Și ajunsesem cu aducerea în pagină a discuțiilor. Ajunsesem undeva, aduc aici discuțiile diferite de pagina de discuții din Wikipedia. Nu știu dacă am deschis, parcă nu am. Aici intercalez și contribuțiile mele în limba română și pe cele din limba spaniolă, încercând să păstrez ordinea cronologic, adică discuția asta a avut loc în 8 octombrie 2017, iar aici sunt diverse publicări, articole, discuții din 6 octombrie 2017, 7 octombrie, 8 octombrie 2017. Și încerc să țin așa o cadență între ce s-a discutat și pe ce anume se discuta, pentru ca cine este interesat să vadă, să înțeleagă mai multe decât dacă le-ar citi pe separat. Bun, și ajunsesem eu undeva aici la o discuție care a avut loc despre Partido Laborista. O pagină creată de mine și aici zicea așa, avertisment final. Acesta este ultimul avertisment pe care îl veți primi pentru crearea de pagini neadecvate la Wikipedia. La următoarea astfel de pagină creată ca Partido Laborista Dezambiguizare, vi se va bloca accesul la modificarea paginilor. La modificarea paginilor Wikipedia. Silenzio, discuție. 7 octombrie 2017,
1833. Și acum aveam nevoie ca aici să fi pus ceva despre acest articol Partidul Laborista, pe care îl tradusesem și pe care administratorii de Wikipedia în limba română au considerat că au considerat să-l elimine. Și cum nu aveam pregătit, a trebuit să creez unul. Eu am o pagină aici dedicată unde sunteți mă. Nu aici. Aici. Am o pagină aici cu mai multe subpagini, aceasta articole anulate mie de Wikipedia, care are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23. Și de acum încolo și pe acesta, Partidul Laborista. Da, și este acesta de aici. Mă rog, am adus aici data când îl creasem eu, data când a fost eliminat și aici mai jos textul. Textul în original arată așa, arată așa, da, sau mă rog, arăta că asta este versiunea din octombrie 2017, între timp s-au mai adăugat lucruri pe acolo, iar în limba română nu mai arată niciun fel în Wikipedia, dar aici este traducerea mecanică, traducerea făcută de robot, automat, de robotul de tradus din spaniolă în român. Aici nu m-am atins de el, l-am lăsat așa cum l-a dat traducătorul și aici mai jos este o altă secțiune în care în prima coloană este textul original, în a doua este textul ăsta trecut prin mașina de tradus, ca prin mașina de tocat și aici este textul pe care l-am tradus, mă rog, nu l-am tradus, eu l-am tradus traducătorul automatic, dar eu am făcut aici niște interpretări și adaptări ca să îl fac pe înțelesul limbii române, pe înțelesul român. Aici, la capitolul ăsta, fac și eu cât pot, nu mai mult, nici mai puțin. Primul interes ca să fie înțeles textul din limba spaniolă este al meu, dar depinde, adică una este să propui ceva și alta este cum reușești să o faci, pentru că, na, îmi doresc să țin mingea 200 de ori pe picior și o țin numai de 3 ori, sau de 5, sau de 10, sau de 20. Bun, și aici în limba română zice așa. Expresia Partido Laborista, uneori și Partido del Trabajo, este de obicei traducerea în limba spaniolă echivalentului englez Labor Party sau Labor Party, nume care în lumea anglosaxonă mai ales este folosit de partide politice de stânga și de centru-stânga. Acestea sunt de obicei partide social-democrate care au acționat în mod tradițional în alianță cu sindicatele. Multe partide laboriste, muncitorești, adică, sunt membre ale Internaționalei Socialiste. Deci, aici unde avem link-uri cu galben,
Înseamnă că pe versiunea în limba, pe, da, înseamnă că există versiune în limba română, versiune corespondentă a acestora din limba spaniolă. Bine, și în alte limbi, engleză și ce mai acolo. Dar eu compar între spaniolă și engleză pentru că mie astea sunt amândouă limbi materne. Limbi materne cum le înveți de la 0 până la 6 ani. Aia e limba maternă și ai la altă la școală. Aici în Spania eu n-am făcut școală. Școala care am făcut în România, am învățat un pic de franceză, un pic de rusă la școala din România. Aici în Spania am învățat să citesc pe ziare. Pe ziare, am învățat să citesc spaniolă, vreau să spun. Pe ziare, pe telefon, pe calculator, pe cărți. Dar nu la școală. Bun. Și acum mergem mai departe. Aici n-am făcut traducerea, am lăsat-o tot așa mai mult mecanică decât Sofia interpretat-o și adaptat-o eu, pentru că Partidul Laburist înseamnă de fapt Partidul Muncii, dar dacă pun numai Partidul Muncii de sus până jos, uite românul că e laburist, că e vorba și de partid, adică că Partidul Laburist înseamnă Partidul Muncii sau că Partidul Muncii înseamnă Partidul Laburist, e tot. Numai că noi românii am luat de la engleză motamoul ăsta labur, dar ăsta la altul, labor, ne mușcă. Zic băieții ăștia care mi-au eliminat articolul că Academia Română nu are cu labor. Și zic ei că Academia Română n-au cu labor, dar la alt articol, Volițiune, zic ei că nu contează că Volițiune este cuvânt care se regăsește în Dex. Deci, după cum le place, când e una, când e de alta. Ce vreau să arăt aici, mai pe scurt așa, este că din toate articolele care există în spaniolă, în limba română nu există mai nimic. Există 1, 2, 3, 4 din 29 care poți să le zici că sunt acceptabile comparativ cu cele în limba spaniolă. Și mai sunt mai unul de slabă factură, Partidul Laburist Norvegian, și mai era unul pe undeva pe aici, nici mă vorbiți. Parcă mai era unul afară de cel norvegian, care îl făcuse în galben. Dar, mă rog, dacă nu mai fi, nu mai fi. Adică dacă nu-i fi ținut eu minte bine, nu-i fi ținut eu minte bine. Deci cam așa arată. Și atunci, ce-am putea să vorbim, doi înși care ne așezăm la masă și unul avem încorporate cunoștințele astea și altul cunoștințele astea. Despre ce putem sta de vorbă? Că, da, ar trebui să suntem colegi de aceeași bancă, dar în aceeași clasă, în clasa anumită Uniunea Europeană. Și ar trebui să avem un limbaj comun, ar trebui să putem comunica și când zice unul o frază, să o înțeleagă și celălalt în totalitate, nu pe părți. Dar, hai să merg la alt exemplu. Acesta se numește în limba spaniolă apego a la legalidad. Caut eu ceva și nu găsesc pe aici. A, gata. Am găsit aici, rebubiță. Așa. Da. Nu
uite așa, acum acopăr camera asta, că m-a văzut destul publicul și acum, așa, și în limba română eu i-am zis aderența la legalitate, i-am zis dorința de legalitate, nu mai știu cum i-am mai zis, dar am pus aici un buton către sinonime și antonime și dacă apăsăm pe el, ajungem aici unde vedem că apego înseamnă afecto, afecțiune, adică cariño, dragoste, înseamnă, sau estima, sau estimación, sau stimă față de o persoană sau un lucru. E un exemplu aici, tengo mucho apego, este vestido, este foarte drag, foarte drag această îmbrăcăminte, să zicem. Și mai jos aici, aha, aici nu e de sinonime, aici e de definiție. Ia să vedem la sinonime. La sinonime avem așa, cariño, afecto, hai să le luăm de aici și să ne ducem cu ele în traducătorul automatic, că ăla reamintește mai bine decât mintea mea creață. Deci, dacă punem aici, vedem că avem afecțiune, prietenie, stimă, interes, afición, în românește traduce hobby, dar nu e hobby, e afición, înseamnă afecțiune. Da. Înclinație, simpatie, solidaritate, cordialitate, devotament, adorație, drag, aderență. Și ca antonime, detașare, dezinteres, antipatie, neafecțiune sau ură. Deci, eu n-am ură sau antipatie sau neafecțiune față sau dezinteres față de legalitate, ci invers, am tot interesul ca să merg în pas cu legalitatea, dar nu cu orice legalitate, ci cu legalitatea democratică. Bun, și aici am scris așa, deținu minte codul culorilor din textul în limba română. Link albastru, articol corespondent de la acceptabil în sus. Articol corespondent și aici, hai să pun o virgulă, la acceptabil în sus. Aș fi pus eu de la nota 7 în sus, dar nu știu dacă în limba spaniolă, nu mai știu cum să zice la notă, la nota școlară. Articolul corespondent de nivel slab sau foarte slab. Articol corespondent cu roșu inexistent în limba română. Cu violet titlu, doar titlu. Doar titlu. Existent în spaniolă, dar în română nu. Cu bleu. Articol creat de admin pe o pagină web personală și cu verde, versiune existentă în Rovichi datorită admin. Bun, și mergem aici mai departe și vedem că prima secțiune este cum să zic eu, e prima secțiune este păstrată pentru textul original în limba spaniolă plus traducerea mecanică în limba română și aici același text din coloana 1, dar în traducerea, interpretarea și adaptarea admin. Și aici
am luat textul de aici după ce l-am tradus și l-am pus așa pe format toată pagina ca să pot să-l citesc acum, dar nu, hai să-l citesc de aici, ca să urmărim, cine vrea să urmărească în timp ce eu citesc în spaniolă, să urmărească în limba, în timp ce eu citesc în limba română, el urmărească în limba spaniolă, cine o știe. Deci, principiul legalității este un principiu fundamental al dreptului public, potrivit căruia orice exercitare a competențelor trebuie să se bazeze pe norme juridice care determină un organism competent și un ansamblu de materii care determină un organism competent și un ansamblu de materii să intre sub jurisdicția sa. Din acest motiv se spune că principiul legalității asigură securitatea juridică. S-ar putea spune că principiul legalității este regula de aur a dreptului public și un astfel de caracter acționează ca un parametru care determină dacă un stat este un stat de drept, deoarece în el puterea își are fundamentul și limitele sale în normele, și limitele sale în normele juridice. Tiene su fundamento y límite, o sea, fundamentul și limite, o sea, ale sale fundament și limite în normele juridice. În strânsă conexiune cu acest principiu, instituția rezervei de lege obligă la a se reglementa materia concretă cu norme care au rangul de lege, în special acele materii care au legătură cu intervenția puterii politice în sfera drepturilor individului. Și hai să luăm de aici formula asta și să o punem undeva într-o bară de căutare. Hai să zicem aici. Aici este locul în care se arată că am fost eliminat, că articolul acesta mi-a fost eliminat la 7 octombrie 2017 de un contribuitor care se numește Silenzio 76, pe care am văzut și eu astăzi că nu mai colaborează cu Wikipedia și a încheiat activitatea, adică dacă ne ducem aici, ne spune Wikipedia cu utilizator retras. Acest utilizator nu mai este activ în Wikipedia, dar dacă vrem să vedem ce a făcut el pe aici, probabil da. Pe aici sunt discuții pe care... Da, dar... Hai să mergem la altă treabă, că aici... Dăm dintr-una într-alta și ne tot ducem până la... Da, contribuțiunea de usuariu iWorld, asta este... Trebuie să ajung pe versiunea spaniolă. Unde mă? Vreau să ajung și eu pe Wikipedia în limba spaniolă, dar nu nimeresc drum. Hai să scriu aici. Da, aici este articolul acela pe care
tradusesem eu în limba română și, mă rog, l-au ciuntit ai noștri de la Găsineba. Dar asta e. Și aici o să pun derecho del individuo, individuo, derechos individuales. Da. Hai să vedem aici la drepturi individuale. Drepturi individuale. Derecho individual. Ce avem noi aici? Avem un articol în limba spaniolă care măsoară 9599 de bits, de caractere. Caractere tipografice, adică. Și în limba română drepturi individuale și drepturi colective. Parcă sună altceva, dar hai să vedem cât măsoară. 7088, dar sunt amestecate drepturile individual în grup rights. Le-a tradus Andrei Stroie în 2018, după versiunea în engleză. O versiune în engleză care măsoară sau măsura la vremea aia 9000 și ceva, da, cam așa. Bun, deci aici am să iau linkul ăsta de la versiunea limba spaniolă, linkul la zi, cum ar fi. Și îl lipesc, unde era, nu mai știu. Deci, din acest motiv, nu mai știu unde rămase. Puterea așa e fundamentului, în sensul conexiunii, drepturile individului, aici. Facem așa. Hai, mă, răspunde, mă. Când a răspuns, i-am mai dat un click și s-a dezactivat ce selecționase. Bun. Poate răspund săptămâna asta. Așa. Și punem aici link-ul ăsta. Și pe versiunea în limba română o să-l însemnesc cu galben. Pentru că acolo este o amestecătură de drepturile individului cu drepturile de grup. Și mie nu-mi place așa. Așa că o să-l invit pe cel care trece pe aici să citească și el din 2-3 surse, 3-4 surse despre acest lucru până când se domirește singur despre ce e vorba. Prin urmare, acestea sunt materii interzise reglementărilor și normativelor emanate de puterea executivă, adică legile trebuie să le facă Parlamentul și nu cei de la guvern, nu guvernul. Dar știm cu toții că se dau tot felul de ordonanțe de urgență care ocolesc sau încalcă această prevedere. Rezerva juridică prin prezervarea capacității de afectare a drepturilor prin prezervarea capacității de afectare a drepturilor puterii legislative,
reflectă doctrina liberală a separării puterilor. Da. Cam așa. Traducerile mele nu sunt perfecte, dar sunt perfectibile. Deci aici, dacă vine cineva care chiar se pricepe la drept, poate găsi exprimări mai cizelate, mai corecte decât ale mele. Dar eu am făcut ce am putut și când, de multe ori când traduci textul la cald, să zicem așa, nu observi la fel de bine ca atunci când îl recitești peste o zi, două, trei sau patru. Dar deocamdată el este în faza asta și așa cum îl am, așa îl arăt. Și am să-l iau de aici și am să merg cu el pe Facebook, undeva unde participam la o discuție și da, acum să vedem ce pot să mai închid. O închid pe asta, că sunt prea multe deschise. Aderența la legalitate, autotest aici. Sunt contribuțiile mele. Drepturi individuale, hai că închid deocamdată. Aici, oare ce făceam? Aici este despre discuțiile de pe pagina mea de discuții, da. Nu, aici este Partidul Laburist, pe care în momentul ăsta îl închid. E să mai verific o dată dacă... Așa, mai era ceva de salvat. Și hai să salvez. Mă rog, salvează el acum. Și așa pot să mai închid în paginile care sunt deschise în exces. Pentru că lucrează greu și calculatorul ăsta dacă are așa multe pagini deschise. Hai bă, gânditorule, mai repede. Gânditorule de la Hamangie. Merge rău, greu. Laptopul ăsta că nu prea are... Nu prea întreținut cum trebuie, că n-am bani să-l întrețin. Și... am rămas fără paznic din aia, pentru ca să nu mă atace virusii, pentru antivirus. Deci asta îl închid cu Partidul Laburist, că am vorbit despre el. Și oare unde vreau să ajung? Vreau să ajung la pagina de discuții. Da. Chiar vă uiți aici, trebuia să pui link-ul ăla de la... Măi, băbiță, mă, ce-ai făcut aici? Partidul Laburist. Partidul Laburist, Laburist, Laburist. E un pengeniș extraordinar de mare, de țin în minte aici. Și e greu să nu te rătricești printre ele. Eu le păstrez și aici link-urile pe un document extern ca să nu deschid de fiecare dată pe internet de câte ori. Deci aici cu link-urile acesta transform denumirea aceasta bilingvă în link, într-un buton pe care când vine cineva pe aici și vrea să apese pe el,
după ce apasă, este teleportat la pagina publicină. Aici nu e nevoie de toate datele astea care se văd. Asta se le găsește, cine apasă pe buton, le găsește în pagina respectivă. Și aici scriem așa. De văzut și sau vease también. Mă concentrez pe câte un lucru și uit unde trebuia să ajung, unde aveam de ajuns. Pentru că, cum spuneam, sunt enorm de multe, extraordinar de multe și date. Bun, ăsta îl facem așa mai gros. Ăsta îl facem așa mai gros și îl facem roșu ca să distingă un pic mai ușor ochiul între textul în limba română și cel în limba spaniolă. Și acum o să-i dau eu aici o comandă să stea un pic mai grupate, să nu stea așa împrăștiate, că nu. Da, așa. Aici o să-i punem noi o chestie asta. Da. Bun, acum ăsta să-l facem mai albastru și mai gros. Și acum, când cineva ajunge și citește aici despre Partidul Laborista, dacă apasă pe butonul ăsta, ajunge la desenul pe care l-am arătat mai devreme, iar dacă apasă pe butonul ăsta, ajunge în pagina mea, unde găsește mai multe explicații despre acest subiect. Și acum pot să închid, cred, ăsta. Nu, ăsta e de... Asta este cu contribuțiile mele. Așa. Da, asta e să-l actualizez. Să salvez ceea ce am lucrat. Hai mă, băiete, îi dau un click aici și du-te încolo, dacă nu înțelegi românește. Bun. Deci, cum ziceam, aici e pagina mea de discuții, dar ia să fugăm la baie un pic și vin repede înapoi, da? Aderent sau mai aderent. Am creat foarte multe pagini web în site-urile mele în care am făcut această paralelă între textul în spaniolă și textul în limba română și tot la fel arată jalnic și uneori mult mai jalnic. Deci aici unde e cu roșu am putea să punem puncte. Și
Dacă iau textul, mă rog, dacă aș lua textul de aici, undeva mai jos, și în loc de ce este cu roșu, pun puncte, 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 ce ar înțelege cineva din ceea ce citește. Dar așa vede cum ar fi titlul, vede cum ar fi titlul unei cărți aici, dacă zici principiul legalității, cam faci legătura în mintea ta, cam despre ce e vorba, dar este ca și cum pui baltagul, denumire așa, a unei cărți și îți cam dai seama cam despre ce e vorba, îți mai povestește unul altul și dar n-ai citit cartea, nu cunoști tot sau ce să zic eu, o carte care am zis baltagul și baltagul ăsta să războiesc toți cu el pe la școală, eu nu l-am făcut, l-am citit în particular, mi se pare că l-am citit vreodată, dar o altă carte, orice carte ar fi, să zicem, zici chimie clasa 7 și zici cartea de chimie clasa 7 și îți închipui cam despre ce e vorba, dar nu știi. Nu-i tot una să-ți închipui despre ce e vorba și să o știi. Eu am încercat să aduc spre limba română foarte multe articole din astea care sunt în textele de genul ăsta și nu au versiune. Deci, cum e securitatea juridică, cum e jurisdicție, cum e principiul legalității, cum e rezervă de lege, cum e reglementare sau cum e normativă, cum sunt doctrina liberală sau separarea puterilor, unde se vede după culoarea galbenă aici, că în limba română sunt mai sărace decât în limba spaniolă, pentru că mă interesează că lucrez cu români în Spania și, mă rog, am lucrat cu români în Spania și din cauza că, având o înțelegere mai superficială, mă rog, având acces doar la o parte din manuale, nu la toate manualele ca spaniolii, interpretările sunt diferite, sunt eronate, zic eu. Bine, zic eu, îi pot să le demonstrez, dar durează foarte mult demonstrație. Dacă nu le-am terminat de demonstrat în 35 de site-uri, e greu de demonstrat în câteva minute, așa prin vorbă. Și aici, la spanioli, ei degeaba le au, foarte mult degeaba le au, pentru că vorba lui Jesus Quintero, pe care l-am și pe el pe aici pe undeva, unde ești, Bobiț? Jesus Quintero. Quintero. Care zicea așa: lumea întreagă se creează pe calapodul acestei majorități analfabete. Totul este superficial, frivol, elementar, primar. Pentru că de al de ei se poată înțelege și digera. Pentru că de al de ei se poată înțelege și digera. Astea erau spusele lui, el a murit toamna trecută și undeva aici am tradus eu. Acest articol dar ca să nu la el. Așa, facem aici. Și ajungem tot la o pagină creată de mine care se numește Analfabeții de azi sau în spaniolă Analfabetos de hoy. Și aici zice Jesus Quintero, poate vedea cine vrea în YouTube, apasă pe butonul ăsta și ajunge acolo sau scrie așa cum vede aici și scrie în YouTube și găsește. Și aici el zice așa: analfabeți au existat dintotdeauna, dar incultura și ignoranța s-au trăit dintotdeauna ca o rușine.
niciodată ca acum, când pentru lume este o fală să nu fi citit vreo carte în amărâta ei de viață, fără să-i pese de nimic, în amărâta lor de viață, fără să le pese de nimic, care ar putea avea vreun cât de ușor ieși de cultură sau care ar necesita o minimă inteligență superioară acelei ale primatei. Analfabeții de azi sunt cel mai problemă, pentru că în cele mai multe cazuri au avut acces la educație. Știu să citească și să scrie, dar nu exercită, nu practică. Zi de zi sunt din ce în ce mai mult și în fiecare zi piața are din ce în ce mai multă grijă de ei și li se dedică mai mult lor. Televiziunea se pliază din ce în ce mai mult pe talia lor, televiziunea se pliază din ce în ce mai mult pe talia lor, grilele diferitelor canale concură în oferirea de programe concepute pentru o lume care nu citește, care nu înțelege ce se întâmplă din cultură, care vrea să fie distrată sau să îi se distragă atenția chiar și cu crimele cele mai brutale sau cu spălarea celor mai murdare rufe de mahala. Întreaga lume se mulează pe calapodul acestei majorități, prieteni. Totul este superficial, elementar, primar, frivol, astfel încât aceștia să poată înghiți și digera. Aceasta este din punct de vedere social noua clasă dominantă și totuși care va fi întotdeauna clasa dominată, tocmai din cauza analfabetismului lor și a lor lipsă de cultură care impune lipsa ei de gust și regulile sale morbide, și așa ne va merge acelora dintre noi care nu ne conformăm nici măcar cu cei cu care aspirăm la un pic mai multă profunditate, un pic mai multă, omule, un pic mai multă, un pic mai multă. Da. Și aici este un exemplu de la Universitatea, cum le zicea, Universitatea Rovira i Virgilii, care spunea prin 2016 așa: COE 2013 raportează că în Spania existau aproximativ 205.000 de companii în 2012. E vorba de companii de transport, 6,4% din total în sectorul transportului rutier. Acest sector generează în prezent 900.000 de locuri de muncă, 4,2% din totalul angajărilor, și o cifră de afaceri de 94,944 de milioane de euro. Contribuția sectorului transportului rutier la PIB-ul Spaniei rămâne la 4,2. În Spania, transportul rutier de mărfuri are următoarele particularități. În primul rând, este un sector cu majoritatea companiilor mici și mijlocii. Pe de altă parte, serviciul oferit corespunde cerințelor pieței, oferind un serviciu personalizat. În al treilea rând, se adaptează la schimbările tehnologice corespunzătoare momentului, de exemplu cu reînnoirea flotei și incorporarea de noi tehnologii, și în sfârșit, cel mai mare procent de lucrători sunt lucrători pe cont propriu, cu vârsta cuprinsă între 35 și 55 de ani, în majoritate bărbați, la vremea aia, în 2013, și cu un nivel academic scăzut. Da. Și aici undeva am scris eu, parafrazeando a Jesus Quintero,
El administrator dice, el analfabet, analfabetul care știe să citească și să scrie, își este mai dăunător lui și lumii lui înconjurătoare decât a fost vreodată analfabetul care nu știa nici să scrie, nici să citească. Da, și acum despre Jesus Quintero nimic, despre aderența la legalitate, o să iau eu de aici URL-ul și o să mă duc un pic în Facebook, nu știu, ia să vedem noi, Facebook, iar ajung aici la mine, iar îmi bagă ăștia poza în față. Aici. Aici. A zis undeva, cineva. O chestie. Da, e public. A zis cineva aici așa. După nume român sau româncă. Cuenta la leyenda că España tenía conductores valientes y formados. Ahora necesita conductores de Europa del Este, África y América Latina. Și am mai comentat eu ceva aici, dar acum la un alt comentariu, dar acum hai să scriu ceva așa. El problema surge că personas que abrazan oficio tiene esta sed tiene y conoce esta sed que se llama da. Și acum să pun link-ul aici de la pagina Apegul a la legalidad și să-i facem vânt pe scris. Da, s-a dus la vale. Acum a ajuns la în pagina Camioneros en Ruta și când cineva o să-l citească o să reacționeze în vreun fel dacă o reacționa. Mă opresc aici deocamdată și mai vorbim într-un episod viitor. La revedere! Să-l iubă butonul care trebuie sau n-am apăsat.